Salutare, prieteni! Prieteni, în seara asta o să vă spună bătrânul Ciricliu povestea Balaur cu șapte capete, Roșu Împărat și Ciricliu cel Frumos. Să procedem la drum, prieteni! În regatul împăratului Roșu Împărat era un balaur cu șapte capete, care dădea fiorii regatului, mânca animalii, pârjolea grânele, tot ce era de preț, balaurul acapara și ducea la el în cetate. Mare minune! Mare sfoară în țară, Roșu Împărat a zis. Cine se va găsi să omoare balaurul cu șapte capete, alu ăla îi va fi mâna prințesei. S-a speriat prințesa, oare o fi frumos? Au trecut zile, au trecut nopți, au trecut săptămâni și la poarta regatului vine Ciricliu cel Frumos. Moli? Roșu Împărat, eu sunt Ciricliu cel Frumos și Ita Dabule îți voi aduce balaurul cu șapte capete mortăciune aici în fața palatului. Moi, Ciricliu cel Frumos, ai hintu în stare să faci această mare faptă de eroism? Da, mâncați-aș! Eu, Ciricliu cel Frumos, îți voi aduce mortășune aici, așa. Măi, să fie! Și-a încălicat Ciricliu cel Frumos pe o bicicletă ruginită și a plecat. După mări și țări a ajuns la palatul balaurului. Cioc, cioc! Cine e acolo? Eu sunt Ciricliu, trăiți, iar familia în canal am venit să te omor. Măi, Ciricliu, ia vine tu aici la balaurul cu șapte capete și spune ce problemă ai, trăiți, iar familia în canal, că nu îți dilesc cu una la urechii. Balaurii cu șapte capete, unul fuma, unul bea o cafea, unul bea un whisky acolo și unul citea ziarul. În spatele lui Ciricliu, gloata de boieri, care erau invidioși acolo să vadă pe la geamuri ce face Ciricliu cu balaurul, cum îl omoară, cum face. Gașca în spate s-a gândit că dacă Ciricliu cel Frumos îl omoară pe balaur, ei la rândul lor să-l omoare pe Ciricliu, să ia balaurul și să ducă repede la împărat. Minciună! Și stând Ciricliu cu balaurul acolo, au mai jucat un pocăraș, ce-au făcut nu știu ce, Ciricliu a scos o travă, i-a pus-o în beutură lui Balaur, l-a omorât și s-a gândit. Dimineața, în zori, oare cum care o mortăciunea până acolo? S-a dus, a tras jaluzelii să nu se vadă de afară, a tăiat limbile la bala cele șapte capete la Balaur, le-a băgat în buzunar și a plecat. Acum în spate, șeful la gașca care a venit să vadă, hai băieți să ducem balaurul mort, să zicem că noi am făcut uciderea și să luăm fata din nevastă și să ne pricopsim cu averea împăratului Roșu. Pa! A luat mortăciunea, a pus-o în camion, a adus-o la palat. Păi, când a văzut împăratul, băi, dar plecați Ciricliu cel Frumos. Nici, băi, am fost noi mai înainte acolo, împărate, și uite, ți-am adus balaurul mort, teancă. Veni și Ciricliu cu bicicleta. Tu, măi, Ciricliu, ce ai zis, trăiți, ar familia în canal, că ai să omor tu balaurul, că ai să faci? Roșu Împărat, uită-te și vezi, balauri au limbile. A căscat împăratul gurile la toate capetele acolo, le lipsea limbile, vârfurile la limbi. Scoate, uite, împărate, eu am fost acela care am omorât balaurul. Ăștia mâncați s-au făcut albaștri la față și au zis, îndurare, împărate,
Mincinoșilor afară din guvern, afară, n-am de voi, nicodoși, măi! Tu, Ciricliu, cam Ciricliu cel frumos că ți-am promis, iei prințesa din nevastă. Și așa, Ciricliu cel frumos a trăit cu prințesa mulți ani, prieteni, mulți ani și-au făcut copii și s-au bucurat. Dacă v-a plăcut povestea, prieteni, bătrânul Ciricliu o să mai vină cu altele și altele și voi dați acolo o abonare, un comentariu dacă v-a plăcut. O seară bună să aveți, prieteni, a lui bătrânul Ciricliu.